Da, noi am închis în această perioadă, că Cristian a făcut o referire de ultimii 5 ani, noi am închis în jur de 300 de unități. Deci, nu ca urmare a crizei, ci ca urmare a planului nostru de eficientizare, pentru că erau foarte multe unități care nu își justificau existența prin numărul foarte mic de operațiuni și comisioane și de foarte mic. Siguranță va fi un ciclu de dezvoltare și trebuie să angreneze atât retail-ul cât și corporate-ul. Va fi un ciclu de dezvoltare și care se va manifesta odată cu creșterea economică. Deci, creșterea economică nu poate fi susținută dacă nu există susținere din sistemul bancar. Dar dacă vorbim de creditele pentru nevoi personale, creditele pentru, și mai ales creditele la imobiliare, acolo lucrurile sunt, încep să sară. La imobiliare sunt o cifră. La nevoi personale încă mai sunt în jur de, să spunem, 10-11-12%. Exact. Sunt acolo în limita să vină sub 10. Atâta timp cât sistemul bancar nu a ajuns în România să apeleze la fonduri de la stat, eu zic că nu este bine.